Aș vrea totuși să citesc câteva versete din capitolul 5, 2 împărați, începând cu versetul 10. Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorul lui s-a apropiat să-i vorbească și a zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a pocurat atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul a cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să aducă altor Dumnezei nici arderi de tot, nici jertfă, ci va duce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robul tău, când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și să sprijine pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon să ierte Domnul pe robul tău când se va închina în casa lui Rimon. Să ocupăm locurile. Noi spunem Naaman sirianul. Dacă veți uita în Biblia engleză, veți găsi Naaman leprosul. Noi am fost mai politicoși puțin, i-am spus numai originea și nu și boala lui. Pentru că fiecare dintre noi suntem supărați, nu-i așa, când se leagă vreo infirmitate de noi sau de numele nostru. Toți care suntem creștini, nu, mai ales pentecostali, suntem foarte supărați când prind ăștia vreun hoț prin România și spun că a fost pentecostal, nu? N-ar trebui să aibă nimic de a face religia, nu, cu fapta aceea, mai ales religia noastră, nu-i așa? Cred că nici acest Naaman sirian n-ar fi foarte happy să îl numim leprosul, pentru că nu mai este lepros, a fost vindecat, nu-i așa? Textul acesta este deosebit de interesant, pentru că parcă citim un eveniment din Noul Testament. Este încărcat de moralitatea aceea nou-testamentală în care Dumnezeu își extinde grația Lui, mila Lui peste toate neamurile, peste toate popoarele. Aici avem un Dumnezeu al tuturor neamurilor pământului, contrar crezului evreiesc, sau modului de a gândi a evreului din vremea aceea, iată cartea Doi Împărați, îl prezintă pe Dumnezeu plin de milă, de dragoste, de compasiune pentru alte neamuri ale pământului. În primul verset spune cuvântul lui Dumnezeu căci prin el, prin Naaman, izbăvise Domnul pe sirieni. Cum se face? Dumnezeu Jehova este și Dumnezeul sirienilor, îi izbăvește și pe sirieni, lucrează și prin sirieni. Sigur că da. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor neamurilor pământului. Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor. El este
tatăl tuturor civilizațiilor, tuturor popoarelor, a raselor umane. Greu găsim în Vechiul Testament un asemenea text care vorbește despre această milă universală a lui Dumnezeu, despre această lucrare a lui Dumnezeu în toate neamurile pământului, ca aici, în 2 Împărați, capitolul 5. În seara aceasta, haideți să vedem un om bolnav, Naaman sirianul, un om bolnav. Este căpetenia oștirii Siriei, probabil al doilea om de influență, de putere în împărăție. Un om cu mare trecere înaintea împăratului, un om cu mare vază, spune Sfânta Scriptură. Avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, spune primul verset din capitolul 5, mare vază. Un om de o reputație deosebită, un om respectat, admirat, temut, un viteaz, un cuceritor, un om remarcabil. Prin el izbăvise Domnul pe sirieni, un om care s-a lăsat să fie instrumentul lui Dumnezeu pentru eliberarea și pentru victoriile neamului său în războaie. Sub conducerea sa, armata a avut victorii strălucite. El este omul providențial pentru națiunea lui. Este instrumentul divin pentru binele neamului său. Și totuși, spune Sfânta Scriptură, este aici un cuvânt, dar. Dar era lepros. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Dintr-o dată aflăm un adevăr cutremurător despre acest om mare, de vază, viteaz, remarcabil, admirat, cu trecere, cu mare faimă. Are un defect care le anulează pe toate. Un defect, dacă vreți, care îl scoate în afara societății dintr-o dată. Este lepros. Orice sclav din această împărăție nu ar fi schimbat cu el. Niciun om nu ar fi spus, eu aș vrea să fiu în locul tău. Pentru că cu toată vaza, cu toată stima, cu toată bogăția, cu toată cinstea de care se bucură, omul acesta suferă de o boală incredibilă, este lepros. Are, dacă vreți, un defect care anulează toate calitățile pe care el le are. Care îi erodează viața de familie, viața de societate. Oriunde se duce, stigmatul acesta este asupra lui. Este un lepros. Un om mare, tare, viteaz, tot ce vreți, este lepros. Un defect care anulează toate calitățile lui. Poate că nici o boală din lume nu ilustrează atât de corect, atât de plenar păcatul ca și lepra. Este imaginea cea mai grozavă a păcatului. Oameni mari, suspuși, președinți de țări, oameni de o reputație incontestabilă, mari artiști, tot ce vreți, bogați cum nu se mai poate. Este un dar, alăturea de numele lor, dar sunt păcătoși. Un defect care anulează toate calitățile, toate calitățile. Vei spune în lumea noastră, asta nu mai contează, păcatul nu mai este ce a fost altă dată, nu-i așa? Ce mare lucru, toată lumea păcătuiește. E adevărat. Toți oamenii păcătuiesc, toți sunt născuți în păcat. Dar sunt oameni care se pocăiesc, sunt oameni care acceptă remediul lui Dumnezeu pentru lepra asta a sufletului lor. Și oameni care trăiesc în păcatul acesta, care le anulează toate calitățile. Va veni o zi când toți banii lor, toată cinstea lor, toată faima lor, toată vitejia lor nu mai valorează nimic. În marea zi a judecății lui Dumnezeu. Oameni mari, dar leproși, păcătoși, nu-i așa? Azi dimineață, urmărind niște imagini la computer, am dat peste Florin Persic. Am zâmbit cu Rodica
despre ceea ce spunea Florin Piersic. Cu ani în urmă a fost aici în Arizona, a fost la biserică. Au, frații s-au bucurat foarte mult să-l aibă pe fratele Florin Piersic. Un actor nemaipomenit, de un umor debordabil. Ce să mă mai spun, la anii lui, deja e, cred că el este la peste 80, este la fel de tânăr, nu? Ca pianul ăsta, cântă la 100 de ani, n-ai probleme cu el. Este însă păcat, mare păcat. E un păcătos, vorbește mizerabil, teribil, groaznic. Gândiți-vă la mari oameni politici, nu? La mari oameni bogați ai acestei lumi. Poate, cine știe, dacă vrea Dumnezeu, o să-l avem președinte pe Donald Trump. Curajos, spune ce gândește, nu se teme de nimeni și bogat. Nu, ăsta nu ne mai fură, că nu mai are ce. În Bihor, într-un sat, l-au propus pe un primar nou. Au zis, ăsta vechi, a furat și a făcut vile și mai departe. A luat cuvântul un bătrân și a spus, mare greșeală faceți. Puneți unul nou care e sărac și iară o să fure și ne sărăcește pe toată lumea. Lăsați-l pe ăsta că și-a făcut casă, nu-i mai trebuie. Acum poate că face ceva pentru satul ăsta. Nu? Nemaipomenit, 10 miliarde de dolari are averea lui, nu? Dar e păcătos, nu? Se pare că nu vrea să se pocăiască. Gândiți-vă la mari oameni care cunoașteți. Toate calitățile lor, toate valorile lor pot să fie anulate de un singur cuvințel, din ăsta de 3 litere. Dar el e pros. E păcătos. E un păcătos neiertat. Este un păcătos nepocăit de păcatele lui. E bine, în casa acestui om locuiește o fetiță roabă, dar este o fetiță curajoasă. Probabil că ar merita o predică întreagă fetița asta, pentru că așa niște calități extraordinare are. În primul rând, este interesată de situația oamenilor din jurul ei. Să fii copil, să fii luat cu forța de acasă și dus într-o împărăție străină și să fii rob în casa aceea și să te mai și interesezi de soarta altora. Asta vorbește enorm de mult despre noblețea caracterului acestei fetițe. Tu necăjita pământului, nu? Nici nu mai știi dacă mai trăiesc sau nu mai trăiesc părinții tăi, pentru că a fost luată după un război, după o incursiune a cui? A sirienilor, probabil, a acestui Naaman în țara ei și a fost luată cu forța de acolo. Poate au omorât părinții. Și tu, necăjită pământului, să mai vezi oameni necăjiți după asta? Nu-i așa? Noi avem așa niște necazuri ca ale noastre, nu s-au nimănui. Nu. Oamenii ăștia sunt așa de plictisitori, nu termină cu povestea necazului lor să le spunem noi de necazul nostru. Ăla e necaz. Nu. Asta vede necazul lui Naaman. Este cuprinsă de milă, de compasiune. Nu se lasă copleșită de ură și rebeliune. A, bine a făcut Dumnezeu, bine că a dat lepră la lepra asta. Nu? Ne-a jefuit casa, mi-a omorât părinții. A făcut o invazie în țara sfântă și m-a rupt de la mama și de la tata și sunt roabă, slujesc aici. Bine a făcut Dumnezeu. Doamne, mai dă-i mai mult. Nu, ea n-are asemenea sentimente. Ea n-are niciun dor de răzbunare pe omul acesta. Nu e așa că fetița asta ne dă o lecție de moralitate deosebită nouă creștinilor de astăzi? Oamenii care ne fac nouă rău, nu e așa? Să vină pedeapsa Domnului peste ei. A, bine le-a făcut Domnul acum. Citeam pe Facebook acum că, mă rog, o anumită agenție de știri probabil nu mai au ce să mai spună, prevăd un mare cutremur pe coasta de vest a Americii, nu? Și unde o să lovească? În Seattle, nu? Bine le face la ăia, nu? Cu homosexuali și cu... Începem să gândim, lumește, gândim, necreștinește.
Oh, 13.000 de oameni o să moară. Fox News spunea treaba asta în cazul unui cutremur de genul ăsta, un tsunami peste partea de vest a Americii. A, bine le face, vezi? Ăștia au fost primii care au aplicat legea Curții Supreme, primii care au promovat căsătorile homosexuale și vine potopul Domnului peste ei. Undeva în Asia, mi se pare, a fost un incendiu și au ars nu știu câți homosexuali exact la parada lor. Bine le-au făcut. Ah, dacă ar veni focul Domnului peste tot să-i ardă deodată. Corect? Nu este corect. Fetița asta nu gândește așa. Este plină de compasiune, de milă. Are o inimă nobilă. Vede situația celor necăjiți din jurul ei. Este interesată în bunăstarea celor din jurul ei. Trece peste necazul ei pentru a alina un alt necaz. Trece peste disperarea ei pentru a duce o speranță la un om disperat. Este încrezătoare în Dumnezeu. În situația asta, departe de casă, între străini, m-a uitat Domnul de noi, nu? Ce Dumnezeu e ăsta care mă lasă pe mine, fetiță credincioasă, care am crescut într-o familie de pocăiți, nu? Să ajung aici? Unde e Dumnezeu, Domnule? Ce face Dumnezeu ăsta în ceruri? Spunea cineva, când vine un necaz, întotdeauna punem sub semnul întrebării conducerea. Nu-i așa? Ce face Obama ăsta, Domnule, la Casa Albă, de avem iară criză economică? Contestăm competența celor care ne conduc. Și dacă nenorocirea a fost mare, atunci contestăm competența lui Dumnezeu, suntem supărați pe El. De ce tocmai eu? De ce tocmai mie? Păi noi, familia noastră a fost cea mai nenorocită din țară să vină nenorocirea asta peste noi? Fetița asta nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. Ea știe că Dumnezeul ei face minuni. Este un Dumnezeu mare. El controlează toate situațiile. Nu este supărată pe Dumnezeu pe statutul ei. Nu este supărată că ea a ajuns unde a ajuns pe Dumnezeu. Vorbește cu respect despre El. Are credință. Credința ei n-a fost alterată de tragedia care s-a întâmplat în viața ei. Sunt oameni care s-au supărat pe Dumnezeu. Ați întâlnit oameni supărați pe Dumnezeu? De ce le-a murit copilul? De ce l-a părăsit nevasta? De ce și-a pierdut serviciul? De ce tocmai el? Nu? De ce s-a îmbolnăvit el, tocmai ea? Ea care este sfântă, el care este bun, el care a dat atâția bani, el care merge la biserică, el care se roagă, întotdeauna, cum, Domnule, nu se poate, nu e corect, Dumnezeu nu este corect. Oameni supărați pe Dumnezeu. Ce lecție trebuie să învățăm noi de la fetița asta? Nu este supărată pe Dumnezeu. Are încredere în El. Și apoi este gata să depună mărturie despre Dumnezeul ei. Despre Dumnezeul ei. O, dacă stăpânul s-ar duce în Samaria la omul lui Dumnezeu, vorbește cu convingere despre puterea tămăduitoare a lui Dumnezeu, are o mărturie curajoasă și simplă. Nu este eclipsată de statutul ei social, nu este eclipsată de vârsta ei, de apartenența la o altă limbă. Cum se spun? Păi eu sunt român, vorbesc engleză, de se sperie ăștia. Nu. Se duce și spune în limba ei aproximativă. Nu cred că asta a învățat siriană. Nu? Numai Stella știe trei limbi, nu? Nu poate mea știe trei limbi. Știe engleză, română și alien. Alien language. Așa a spus recent. Nu toți copiii știu trei limbi, nu e așa? Ea nu este complexată de statutul ei. Este o fetiță, este roabă, este de altă națiune, nu știe limba. Eu știu, să vorbească care știu. Se duce și depune mărturie. Spune ceea ce crede ea. Și lucrul ăsta schimbă destinul unui om. Și cred că schimbă destinul unei țări. Cred că schimbă destinul lumii.
Pentru că omul acesta vindecat odată de Dumnezeu nu va mai fi același. Relația lui cu Israel nu mai este aceeași. Urmează întâlnirea cu un om al lui Dumnezeu. Am văzut un om bolnav, am văzut o fetiță curajoasă și acum vom vedea un om al lui Dumnezeu față în față cu o nevoie, cu o criză. Se pregătește de drum Naaman și ca și om de stat primește din partea împăratului Siriei o scrisoare de acreditare. Nu? Este trimis cu o scrisoare din partea împăratului la împăratul lui Israel. Nu te poți duce la împărați decât trimis de împărați. Nu te poți duce așa că vei tu, nu? Când m-am dus la departamentul cultelor, m-au întrebat dacă am, când m-am dus la comitetul central, m-au întrebat dacă am trimitere de la departamentul cultelor. Nu aveam. M-am dus la departamentul cultelor, m-au întrebat dacă am trimitere de la cult. Nu aveam. Așa că m-am dus la cult și m-au scos afară. Nu mi-a dat trimitere nimeni. N-am putut pleca în numele nimănui. Omul ăsta știe eticheta. Ca să ajung la un împărat, trebuie să fii trimis de un împărat. Scrisoarea către împăratul lui Israel produce un cataclism la sala palatului. Ăsta vrea război, caută ceartă cu mine, mi-a trimis un lepros să-l vindec, dar păi cine sunt eu, Dumnezeu, să-mi vii și să omor și să înviu, să dau viață cuiva, să vindec? Ăsta vrea scandal, domnule. Caută pricină de gâlceavă. Nu? Ăsta caută scandal. Vrea cu orice preț să-mi declare război. Nu? Intervenția lui Elisei este extraordinară. Aude, împăratul și-a sfârșit hainele. Un gest de disperare în vremea aceea, sfârșeai hainele. Era gestul de expresie cea mai înaltă a disperării și a necazului în care a ajuns, să sfârși hainele de necaz. Și Elisei spune, de ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Și bineînțeles că cred că împăratul l-a trimis, i-a fi dat adresa, nu? Și au ajuns în fața casei lui Elisei, omului Dumnezeu. Elisei nici măcar nu iese afară să stea de vorbă cu omul ăsta, trimite, așa cum ați văzut, un rob. Du-te, spune să se scufunde în Iordan de 7 ori și să va fi curățat. Și ați văzut reacția, și ați citit, am citit împreună reacția lui Naaman, pe care, dați-mi voie să vă spun, este reacția noastră a păcătosului atunci când Dumnezeu ne dă o soluție pentru scăparea de păcatele noastre, de lepra noastră. Haideți să vedem reacțiile lui Naaman, pentru că greșelile lui sunt greșelile păcătosului. De câte ori Dumnezeu ți-a dat o soluție pentru păcatul în care trăiești, ai făcut una sau mai multe din greșelile lui Naaman. Haideți să le vedem pe rând. Numărul 1, s-a dus la cine nu trebuia, la împăratul lui Israel. Căutăm soluții la oameni mari. Știți că oamenii mari sunt la fel de neputincioși ca și noi, sunt la fel de oameni ca și noi, sunt la fel de limitați ca și noi. Dacă ăștia au o funcție înaltă sau au niște titluri în fața numelui lor, credem că ăștia sunt atotputernici. Ăștia ne rezolvă lucrurile. Ne ducem la ei. Credem că oamenii cu vază ne pot ajuta. Știți că există o singură ființă din lumea asta care ne poate ajuta atunci când avem în mod real nevoie de ajutor? Știți că de lepra păcatului ne scapă un singur nume, o singură persoană? Iată ce spunea Faptele Apostolilor 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Niciun alt nume sub cer.
Căutăm soluție pentru problemele noastre la oameni mari. Ne ducem unde nu trebuie. Ne ducem la cel mai grozav doctor de care am auzit. Ne ducem la cel mai mare psihiatru care există. Ne ducem la cel mai grozav consilier spiritual care există. Este și un guru în oraș. Și oamenii se duc unde nu trebuie ca să scape de problemele lor. Mai devreme sau mai târziu, fiecare om își dă seama că problema lui este păcatul. Exista o poveste interesantă. Se zice că oamenii au trimis o rachetă în spațiu cosmic care a venit înapoi după 100 de ani. Și toți locuitorii Pământului au venit să audă, acum toate televiziunile erau să vadă ce spun ăștia, domnule, ce au descoperit. Și nu voiau să vorbească cosmonauții ăștia. În sfârșit, unul a deschis gura și a spus, am descoperit că Pământul e iadul. Aici la noi e iadul acasă. Un filozof a spus, Pământul are cancer. Și cancerul lui este omul. Am putea continua mai departe să spună omul are cancer și cancerul lui este păcatul. Omul are lepră și lepra lui este păcatul. Uitați-vă în istorie, toate nenorocirile care au fost în lumea asta s-au născut din pricina acestei lepre, din pricina acestui necaz. Toate războaiele au venit din pricina cancerului umanității, care este păcatul. Mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi își va da seama de asta. Îți vei da seama că nu poți să scapi de drogurile alea care le iei, îți vei da seama că nu te poți lăsa de băutură și asta îți ruinează viața. Îți vei da seama de păcatul care este defectul ăsta care îți anulează toate calitățile. Unde te duci, Domnule? Unde te duci? Nu te du unde nu trebuie. Nu te du la cine nu trebuie. Nu te du la oamenii mari. Caută-L pe Domnul. Caută-L pe Dumnezeu. Du-te la Dumnezeu cu problema asta ta. Dar suntem așa de mândri, credem că noi oamenii mari ne ducem la oameni mari. În al doilea rând, greșeala lui Naaman, care este greșeala tuturor păcătoșilor, este că a fost gata să plătească un preț greșit pentru vindecarea lui. Era gata să plătească oricum, oricât. Ascultați, să vedeți ce se întâmplă cu omul acesta. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Cineva a făcut o socoteală în banii noștri, cam 500.000 de dolari. $500.000 să dea pentru vindecarea lui. Este un om care este gata să plătească pentru sănătatea lui. Nu-i așa? Sunt oameni care sunt gata să plătească oricât pentru sănătatea lor. Nenorocirea care este? Că ne stricăm sănătatea din dorința să facem bani. Și apoi, din dorința să ne recăpătăm sănătatea, ne cheltuim toți banii care am câștigat. Nu-i așa? În final, când se trage linie, după ultimul bill de la spital, de la nursing home și de la funeral home, okay? Toate sunt home. Când se trage linia, probabil că nu mai rămâne nimic. De obicei nu mai rămâne nimic. Și dacă mai rămâne ceva, are grijă unchiul Sam, că dacă nu ne-am făcut testament, să ne taxeze și după moarte. Nu-i așa? Dar vrem să plătim oricât. Ca să scăpăm de lepra noastră, ca să scăpăm de păcatele noastre, suntem gata să facem orice. Eram la părinți la Pâncota și am văzut, niciodată nu mi-am imaginat, am fost absolut șocat, un cortegiu foarte mare, cu fanfară nemțească, așa, prin mijlocul Pâncotei. M-am uitat în spatele fanfarei, sute de bărbați și femei
aproape toți aveau sânge la genunchi. Sânge, efectiv, peste pantaloni. Toți erau sângerați la genunchi. Ce se întâmplă cu ăștia? Bătut cineva, nu, zice, vin de la Ramna, vin de la mănăstire, au urcat 120 de trepte de piatră în coate și în genunchi. Să capete mântuire, să scape de păcate. Că dacă ajungi până sus, scapi de păcate, Domnule, nu? Oamenii ar da orice, orice preț să scape de lepra păcatelor lor. Suntem gata să dăm un preț greșit. Harul lui Dumnezeu este fără plată. Iertarea lui Dumnezeu este fără plată. Am reținut o replică dintr-un film remarcabil care spune așa: Dumnezeu are o capacitate infinită de a ierta. O capacitate infinită de a ierta. De ce nu te duci la El? Nu cere nimic. Gratis. Îți iartă păcatele gratuit. Pentru că acum 2000 de ani a murit Iisus Hristos la cruce pentru păcatele astea care le trăiești după tine. Subscrii dintr-o dată prin credință la jertfa aceea acoperitoare a tuturor păcatelor tale. Este gratis. Oamenii sunt gata să plătească un preț greșit. În al treilea rând, are un plan greșit pentru vindecarea lui. Eu credeam că, ați auzit asta, eu credeam că o să vină la mine, nu? O să se roage Dumnezeului său, o să-și pună mâinile peste rănile mele, o să rostească numele Domnului, o să poruncească bolii să plece. Am un plan, Domnule. Ăsta nu respectă planul meu. Noi avem un plan pentru mântuirea noastră, nu așa? Nu oricum, Domnule. Crucea? Crucea lui Hristos, care este o nebunie pentru neamuri, nu? Noi aveam un plan cum să fim mântuiți, nu? Să vină Dumnezeu din cer, personal la noi, să ne invite, să ne spune că de azi înainte ne-a iertat. Wow, avem un plan. Eu credeam că el are un scenariu, cum o să fie el vindecat, cum o să fie el mântuit. Știți că milioane de oameni care nu își primesc iertarea de păcate au un asemenea scenariu în cap? Milioane de oameni vor mântuirea în termenii lor, nu în termenii lui Dumnezeu. Ei știu cum o să fie mântuiți. Apoi, omul acesta are o percepție foarte greșită a realității. Păi, dar nu sunt în țara noastră râuri mai frumoase și mai limpezi decât cloaca asta burdară de Iordan, nu? Râulețul ăsta dintr-o țărișoară neînsemnată, noi avem Babana și Parpara, Domnule. Bisericuța asta, dar noi avem o biserică istorică, Domnule. Avem o biserică de 2000 de ani, Domnule. Nu? De ce nu te-ai vindecat în Parpara și... De ce nu a picat lepra asta de pe tine în râurile tale frumoase din țara ta grozavă și istorică? De ce nu te-au părăsit patimile și viciile în biserica ta istorică plină de icoane și de statui? De ce? N-ai pus întrebarea asta? Avea nevoie să auzi o evanghelie simplă, foarte simplă, puțin neobișnuită, care nu cere nimic, care îți vorbește despre har, despre milă, despre iertare. Du-te, scaldă-te și vei fi curățat. Du-te la Iordan, scaldă-te și vei fi curățat. El însă crede că poate schimba el planurile lui Dumnezeu. Are el alte râuri decât ăla care zice Domnul. Nu? El are alte soluții decât soluțiile care le spune Dumnezeu. Este mândru, este arogant, e furios, mândria sa este rănită. Cum poate Dumnezeu să-l umilească pe el așa de mult? Nu? Cum poate să-i ceară așa ceva? El în toată măria sa, armată,
capitan, șeful armatei, al doilea din împărăție, să ducă Domnul la Iordan, să intre în cloaca aia murdară? Asta e prea de tot. El vrea ceva așa oficial, să vină marele om al lui Dumnezeu, să-l vindece. Crucea lui Hristos, pocăință, iertarea păcatelor, nu? Mărturisirea lor. În 88, împreună cu păstorul Daniel Brânze, am făcut o călătorie misionară în Rusia, în Uniunea Sovietică de pe vremea aceea. Era vremea lui Gorbaciov. Vă mărturisesc că niciodată în viața mea nu am întâlnit modul acela de a vesti Evanghelia și a chema oameni la pocăință ca în Basarabia. Am asistat, după ce am predicat Evanghelia, păstorul s-a ridicat în picioare și a spus: cine vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să vină aici în față acum. Am fost foarte șocat când s-au ridicat foarte mulți oameni, poate probabil 50-100 de oameni au venit în față. Toate bune și frumoase, am mai văzut asta, am făcut chemări, au venit oameni în față să se întoarcă la Domnul, dar n-am văzut niciodată ce am văzut atunci. Păstorul la microfonul și s-a dus la ei și a pus pe fiecare să rostească rugăciunea păcătosului, să-și facă mărturisirile în public. N-am să uit niciodată un fost ofițer superior sovietic. Știți că rușii, și după ce ies din armată, își poartă medaliile pe costumele lor tot timpul, deci asta e mândria lor de veteran de război, și ăsta avea medalii, toată haină, de jos până sus, era plină numai de medalii. Și-a luat microfonul omul acela și a început să mărturisească păcatele. Mi-a mai tradus că vorbea rusește și spunea, mărturisea cum a fost bețiv și a înșelat soția, a bătut-o, a făcut crime în război. Lucruri îngrozitoare. Dar oamenii aceștia își călcau pe mândria lor și își mărturiseau păcatele și veneau la Hristos. Și cred că au plecat iertați de acolo. Mândria umană. Eu? Păcătos? Păcătos sunt alții, Domnule. El nu a dat foc la casa nimănui, el n-a omorât pe nimeni, el e ușa de biserică. Dar nu mai spune. Știți că psihologii spun că un om normal spune cam 12 minciuni pe zi. Așa zic că e normal. Așa e normal. Yeah. Florin Piersic spunea, mai când eu mint, zicea el, mint așa că mă crede toată lumea. Ce argumentez. Ca mine nu minte nimeni. Era o artă de a minți. Da? Un om normal face 12 păcate din asta pe zi, dar altele. Și ăștia sunt normali. Un autor are o carte foarte specială, zice, toată lumea e normală până îl cunoști. Când îl cunoști, nu-i mai normal. Ce înseamnă normal? Oh, normal? Cineva ca mine, nu? Ascultați-mă bine. Dacă continuăm cu mândria asta, lepra asta o să te omoare într-o zi. Știți că lepra este progresivă, boala asta progresează tot timpul. Acum nu mai poți folosi un mădular, mâine altul, pică unul, pică un parț și așa mai departe. Și într-o zi te-ai dus. Păcatul are această acțiune corozivă, progresivă în viața ta. Te va distruge complet. Lasă mândria să lua o parte. Minunea lui Dumnezeu a fost extraordinară, minunea divină. Omul s-a dat peste un slujitor înțelept. A venit la el și a spus, părinte, dacă ăsta ți-ar fi cerut ție toți banii ăștia care ai dus de acasă, okay? Dacă ăsta ți-ar fi cerut ție, cine știe, să faci ceva mare, să te duci la mănăstire, la ramnă și să umbli în coate și în genunchi până sus.
Dacă ți-ar fi cerut ceva mare, ai fi făcut? Sigur că da, că noi oamenii mari, dacă ne se cere ceva mare, facem. Să vadă toată lumea. De asta s-a cerut un lucru banal, simplu, să mergi la Iordan să te scaldi de 7 ori. Ce mare lucru este! Cred că el a căpătat o lovitură puternică în mândria lui și a zis, Doamne, la ce folosește mândria mea cu lepra împreună, în același costum? S-a dus la Iordan și cred că așa să se achite de o... să facă și pe asta acum, dacă o să facă și pe asta. Surpriza a fost colosală. Vedeți ce vorbă, o vorbă de asta înțeleaptă poate să salveze o viață? Spune-o. Îndeamnă pe cel de lângă tine. Spune o vorbă bună atunci când are nevoie de ea. Naaman se supune. Dintr-o dată vrea să asculte. Nu ascultă nici măcar de omul lui Dumnezeu, ci de robul omului lui Dumnezeu. Dacă copilul ăla a zis, o facem. Ascultă porunca profetului. Se scufunde de 7 ori și e vindecat pe deplin. Nu apele Iordanului au făcut minunea, ci minunea a făcut-o puterea lui Dumnezeu. Naaman este un om schimbat, este spălat nu numai de lepră, dar și de păcatele lui. Îi se spală mintea, modul de a vedea lumea acum. El nu s-a scufundat numai în apele unui rău, s-a scufundat în apele harului lui Dumnezeu, devine un om spiritual dintr-o dată. Dacă prorocul nu mai vrea darurile lui, vrea el daruri. Vrea să încarce pământ sfânt, să ducă acasă, să-și facă un altar pe pământul ăsta sfânt al lui Israel și să se închine numai lui Jehova de acum încolo. E o nouă închinare și-a descoperit Salvatorul și Mântuitorul. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Numărul 1. Orice realizare sau poziție umană este erodată de păcatul care încă îl ții și n-ai scăpat de el. Bine că te duci la școală, bine că faci business, este bine că vrei să progresezi, să ajungi mai sus. Dar toate realizările vieții tale, toate pozițiile înalte pe care le vei ocupa, vor fi erodate și ucise și omorâte de păcat. Scapă de păcat. Scapă de păcat întâi. Pe urmă urcă treptele societății. Du-te pe urmă și ți-a diplomele. Pentru că diplomele, banii, poziția împreună cu păcatul nu fac decât nenorocire și moarte. 2. Nu poți cere mântuire în termenii tăi. Nu poți cere de la Dumnezeu să te mântuiască așa cum vrei tu. El are metoda lui. El are Iordanul lui. Ani de zile ai tot evitat să te botezi. Pentru că cine știe, ai crezut că există o metodă așa cum vrei tu. Botează-te, du-te la Iordan, scufundă-te, scapă de păcatele tale, vină la Hristos, vină la crucea lui Hristos cu ele. Nu este altă soluție. Nu mai aștepta mântuirea în termenii tăi. Mântuirea nu este decât în termenii lui, în termenii lui Dumnezeu. Mântuirea nu se poate cumpăra, este harul lui Dumnezeu. N-o să o cumperi făcând donații de milioane de dolari la biserică sau făcând testament pe numele bisericii, cu toate că n-ați stricat să o faceți. Eu mă gândesc în mod foarte special când îmi fac testamentul să pun biserica pe testament. Gândiți-vă la asta. Dar nu putem cumpăra mântuirea cu bani. Nu putem cumpăra cu faptele noastre, cu jertfele noastre, cu sacrificiile care le facem. Nu se poate cumpăra. 500 de mii de dolari? Nu. Mă gândeam la Elisei ăsta. Dacă e adevărat, cum spuneau ăștia în film, în ce casă locuia, m-aș fi gândit, o, ce casă mi-aș face eu de banii ăștia? Așa, în scazdel. Nu? La Dumnezeu mi-a trimis, nu? Wow! Elisei nu gândește așa. Zice, nu, este harul lui Dumnezeu, este mântuirea lui Dumnezeu, este gratis. Asta se dă gratis. Nu a vrut să primească. O să vedem duminica viitoare că cineva a avut o altă idee. Ia,
Și a căpătat. A căpătat lepra lui Naaman în locul banilor pe care a vrut. Numărul 4. Naaman este omul care a ajuns vindecat respectând planul lui Dumnezeu. Tu vei fi mântuit în ziua în care vei respecta planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta.